iau o blondă, se ia o brunetă, se pune un bărbat la mijloc. Ce iese? Sandwich, o emisiune de devorat bărbații. Bună seara, stimați telespectatori! În această seară avem în primă emisiune, în prima ediție specială, la emisiunea Sandwich, oameni cu stil și frumoși. Bineînțeles, bună seara, Gina Esbeck! Bună seara și bine v-am regăsit! Simion! L-avem pe renumitul, simpatic, elegantul nostru coleg avocat, Costel Dragomir. Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Bună seara, Costel! Sau Costelă. Vedeți, bărbații sunt bărbați, bărbații avocați sunt bărbați frumoși și eleganți, nu? De regulă, da. De regulă, da. Pentru că, în general, haina face pe om sau omul face pe haină? Într-o oarecare măsură, există un cod vestimentar pe care toată lumea trebuie să-l respecte. Pentru că tu te îmbraci întotdeauna frumos, întotdeauna tu ești într-o anumită vestimentație, iar Gina poate să-mi confirme, nu-i așa? Exact. Acum îți alege cu grijă vestimentația? Aleg să-mi placă, în primul rând, să fie de o calitate bună. Da. Și să îți anumiți, sunt anumite culori pe care tu le preferi? Uite, de exemplu, observă, stimați telespectatori, pentru că el este și colegul nostru avocat de la, în cadrul Baroului Galați, întotdeauna el se îmbracă cu stil și cu o mare eleganță. Baroul București, spui. Baroul București. Eu te știu la Galați, felicitări că ești la Baroul București, nu contează, ești colegul noi avocat. Uite, tu, de exemplu, ochelari, rama de la ochelari, este în asorte cu haina și vestimenta. Ta. Asta mi-a atras atenția să fii invitatul nostru la în această emisiune. Rama se asortează și la mai multe vestimentații, nu numai asta. Roșu. Așa am ales-o. Da, bravo. Bine, așa. Îți poartă, e feng shui, e, știi că... Nu pentru asta am luat-o, ci pentru calitatea ei și ușurință. Prefer o ramă ușoară, nu grea. Stau, îs dependent de ochelari, așa că... Gina, tu cum îți asortezi vestimentația? Pentru că și tu ești o femeie cochetă, elegantă, politeția face parte din tine. Și asta am apreciat întotdeauna. Ești o femeie cochetă întotdeauna, și zi și noapte. Și ceea ce îmi place la tine, întotdeauna ești o femeie politicoasă. Ai fost autodidactă sau așa ți-e creșterea? Sau... Așa mi-este creșterea, bunul simț, educația, deci am de la părinții mei. Bravo, felicitări! Bunătatea de asemenea. Da, tu ești și credincioasă. Foarte. Probabil din cauza asta și merge bine. Exact, eu sunt credincioasă, merg la biserică, copiii mei la fel, deci mergem pe linia spirituală, pentru că asta este și menirea noastră pe pământ. Alege binele sau răul. E greu să fii politicos, domnul avocat, în ziua de astăzi? Probabil că da. Femeile sunt agresive, sunt politicoase. Noi știm că tu ai și o relație, o salutăm și pe relația ta, pentru că trebuie să știi, stimați respectatori, el este un bărbat singur, dar nu e singur. De fapt, are și o relație pe care tot timpul o afișezi pe Facebook, oriunde e o femeie frumoasă și tot blondă. De asta, noi, în această seară, suntem două blonde. Afișarea este datorită distanței dintre noi. Ea se află într-un alt oraș și e mai greu. Da, e și foarte bine că vă iubiți. Mai, da, și iubirea mai scurtăm, când afișezi... Mai scurtăm distanța. Da, nu, sunt. Tu ești la Galați, ai la Constanță. Mangalia, nu contează, e județul Constanța, este aproape. Uitați, deja o simte în televizor. Important este că se iubesc. Da, da, ce zodie este? Balanță. Oh, zodie de aer, sunt vărsător. Iar ea, Gina, este gemeni. Deci, e... Și eu un leu aici. Ah, uite, veritabil, așa că deci noi... avem toate culorile. Da, păi noi, Balanța, Vărsătorul și Geminii suntem zodii de aer, știi? Știu. Suntem în aer. Ea e în aer? Da, da, eu sunt de foc și aerul întreține focul. A, da? Da. Deci noi întotdeauna trebuie să ne luăm o zodie de foc ca să întreținem focul. Ia uite, da, echilibru. Normal. Sau o zodie de pământ. Care sunt zodiile de pământ? Taură? Taurul, da. Fecioara? Fecioara și... Cred că scorpionul. Nu-i de apă. Nu-i de apă.
Da, bun. N-am avut scorpion, așa că nu știu. Cum sunt femeile în prezent? Pentru că suntem în luna martie, luna iubirii, luna femeii, luna cadourilor, luna femeii și a bărbaților, a tuturor. Cred că e o lume foarte frumoasă. Cu multă încărcătură. Cu renașterea naturii, cu mărțișoare, cu flori, cu da, zâmbete. Mulțumesc. Uitați, mi-a adus și un coș foarte mare și frumos cu flori. Felicitări, cred că i-ai adus un coș superb. L-ai trimis de la distanță sau? Ceva prin curier, un mărțișor prin curier. Vedeți, stimați telespectatori, aici am vrut să ajung. Dragi bărbați, când vă iubiți partenera, ceea ce iubești, întotdeauna dăruiești. La ceea și ce trebuie iubești. Să dăruiești pentru că e 1 martie, nu pentru că e 8 martie. Da, dar asta m-a apreciat la tine. Pentru că vreau să educi timpul. Bărbații. Vreau să spun așa, tu ai și capacitatea, fiind avocată, ai un statut socioprofesional ridicat, elevat, felicitări. Mulțumesc. Dar în același timp ești un bărbat elegant. Vreau să spun că întotdeauna când iubești pe cineva, că iubești o femeie, că iubești copilul, că iubești mama, găsești o posibilitate să-i trimiți un cadou chiar și de la distanță. Și la distanță. Asta am apreciat la tine, felicitări. Mulțumesc. Tu trimiți întotdeauna colete cu flori, coșuri la iubita ta, la Mangalea. Felicitări! Mulțumesc! Ar trebui să fie un exemplu pentru păi da, ia uitați-vă, stimați-le spectatori, fiți și voi exemple foarte bune și pozitive, dragi bărbați, pentru că în ziua de astăzi s-au cam schimbat rolurile. Bărbații așteaptă să fie întreținuți, bărbații exact. Așteaptă să-i inviți la cafea și să le plătești și masa. Rău, sunt bărbați. Bine, da, așa, bravo, felicitări. Sunt bărbați. Da, eu când aud, dar nu mă invit și pe mine. Una din sarcinile bărbatului este să asigure bunăstarea. Bunăstarea femeii de lângă el. Bravo, felicitări! Costelu, caut și eu un leu, că se pare că lei așa sunt, că amândouă suntem divorțate și singure, fără parteneri. În sunt această și educate. Și tot divorțat sunt și eu, așa că nu-i dar bine, problem. Dar tu ai o relație. Măcar am o relație. Tu ai o relație, noi nu avem. Uite, ne facem, noi dar suntem fără relație. E o experiență. Ai vreo relație, Gina? Nu, eu sunt singură, Gina e singură, vă spun eu. Da? Da. Și... A, ce frumos. Da. Deci, în general, bărbații care sunt... Nu sunt bărbații care așteaptă să li se plătească masa sau să fie chemați la masă. E o vorbă care spune, bărbatul întotdeauna plătește. Și în femeia oferă care, tot ceea ce are. În condițiile toate armele care, ei care le se are. Se întâmplă altfel, bărbatul are de pierdut. Din toate punctele de vedere. Toate pornesc de la educație, bunul simț, buna creștere pe care a avut-o. Cine te-a educat să fie așa? Părinții. Părinți. Felicitări. Felicitări, da. Felicitări, dragi părinți, aveți un fiu extraordinar. Trebuie de multe ori mi se spunea că am prea mult bun simț. Bravo, domn avocat, așa trebuie să fiți. Nu vreau să mă schimb, voi rămâne așa. Felicitări. Așa și trebuie. Cred că toți bărbații te invidiază la această oră și la acest minut, dar felicitări. Dacă mă invidiază, înseamnă că există și e bine. Da, păi, și chiar și aveți dreptul să-l invidiați, pentru că noi îl adorăm deja prin felul lui de a fi, stimați telespectatori. Și uite, vezi, Express TV te privește, ai fost invitat în această emisiune. Și îți mulțumesc. Da, vreau să mai te întreb, e greu să fii avocat în prezent? Clienții sunt dificili? Înțeleg e situații. E o meserie grea pe care tu o știi da. Foarte bine, clienții... cu mult stres, cu multă tensiune. Tensiune, pentru da. Că noi nu avem nici zi, nici noapte exact. Și noi suferim mai mult uneori, mai mult, mai tare, cum ar suferi clienții, chiar dacă ei nu ne cred. Da, pentru că vrei și nu vrei, te implici în problema lor, o pui la suflet și de multe ori nu ai rezultatul pe care tu ți l-ai dorit și clientul tău. Aici e o problemă. Dar... una peste alta, e o meserie frumoasă. Și nobilă. Și nobilă. Da, este una elegantă, dintre... curată. Da, este dar ca orice frumoasă. Meserie are și părțile ei bune. Bune și mai puțin bune. Da, dar este o profesie frumoasă. Frumos. Tot. Da, nu este bună în sensul că nu prea stai pe acasă, stimați telespectatori, și da. Ai o viață mai haotică și în sensul că ai foarte mult stres, dar în același timp ești un om, este catalogată cu una dintre profesiile cu un grad înalt socioprofesional și asta este bine, felicitări. Mulțumesc, asemenea și ție. Da, bine, mulțumesc. Gina, ia spune, mi-e greu să fii femeie în prezent, în lumea bărbaților care vor doar să
Nu este greu, nu este greu, pentru că viața trebuie să ne facem să fie ușoară, frumoasă, plăcută, să facem tot ceea ce ne place. Nu facem nimic care să nu ne, să nu, adică să vină din exterior. Facem lucrurile care să ne placă, să... Viața mea este foarte frumoasă. De unde ți-e așa această gândire pozitivă tot timpul? De unde ți-o captezi? Da, deci eu dimineața când mă trezesc, deja îmi fac programul pentru ziua respectivă și spun, astăzi sunt bucurie, astăzi sunt fericire și în ziua respectivă întâlnesc numai oameni care îmi transmit bucurie, îmi transmit fericire, deci nu are cum să fie altfel, pentru că eu îmi programez să fie așa. Gândesc tot timpul pozitiv. Ce părere aveți, domn avocat? Frumos, mi-a plăcut. Și tu ești tot timpul așa? Nu sunt tot timpul așa, din păcate, dar încerc, mă străduiesc. Deci întotdeauna, bună dimineața, aleg să fiu bucurie, bună ziua, aleg să fiu fericire, bună seara, aleg să fiu magnetică, că e seară și trebuie să fiu atractivă, magnetică, atractivă undeva, cândva. E greu? Spune. Nu e greu. E greu să-ți... Nu e greu, dar nu tot, în fiecare zi ai aceeași dispoziție. Cel puțin în ceea ce mă privește. Contează foarte mult. Sunt ordonat în dimineața, îmi ordonez ziua, pentru ce am de făcut, îmi planific. Faci sport? Să zicem că fac un sport. Am urmat un curs mai de mult și de acolo mi-am învățat ceva să fac în fiecare dimineață, un 5 minute cu greutatea propriului corp. Cu relația ta, cum te vezi? În weekend-uri plecați în vacanță sau și are o viață? Că și am înțeles este că foarte ocupată și ea. Da, și atât cât timpul ne permite, ne vedem. Da, stai. Ne dorim mai des, dar atât se poate. Da, pe viitor poate ne vedem mai mult. Da, frumos. Este greu să fii la distanță? Se poate menține o relație la distanță dacă există 90, încredere? Peste 90% din cazul de relații de acest gen nu țin. Sunt conștient de asta. Dar când există iubire și atracție, stimați. Sunt foarte rare situațiile în care o relație la distanță funcționează așa cum trebuie. Când există iubire, dar când există iubire și atracție, atunci și mai ales tu distanța când... se elimină. Și mai ales tu întreții această relație. În sensul că îi trimiți flori, o faci să se simtă iubită. Vorbim zi de zi. Zilnic? Zilnic. Ah, ce frumos. Atât timp cât putem, cât se poate. Dar zilnic, nu există zi în care să nu vorbim. Păi sunteți suflete pereche, bravo! Da, și râdem foarte mult. Da, păi vreau să vă menține tineri, stimați-ne spectatori, pentru că sunt totdeauna, ți ridică vibrația, ți ridică starea, ți ridică toate. Da? Da, și... Uite ce zâmbet frumos când... Este fericit. Da, fericirea da, se citește pe chip. Deci... Dar și tu ești fericită. Da. Toată lumea e fericită în această emisiune. La noi tot timpul e numai... Probabil ce e primăvară. Pentru că e comunicare. Vedeți, avem comunicare. E tema emisiunii. Natura ne încarcă pozitiv. Sigur. Soarele, florile, tot. Care este floarea ta preferată? Sau floarea preferată a iubitei tale? A iubitei mele, trandafirii roșii. Da, iubirea. Da, da. Mie îmi plac mai multe flori. Magnolia, în mod deosebit. Da, este. Dar cred că toată. Nu există floare să nu-mi placă. Nu cred. Dar tu, Floricico, câștești toate florile. Toate îmi plac. Simbolizează, ne dă o stare de bine. În momentul când privim o floare, deja ne încărcăm pozitiv, deja ne schimbă vibrația. Suntem, chiar dacă suntem triști, în momentul când privim acea floare, ni se schimbă imediat atitudinea, starea. Și e frumos să le cumperi și să le dăruiești. Da, și eu am primit, mulțumesc, mă simt bine, uite, mă uit acolo. Da, foarte frumos. În general, timpul tău este ocupat tot timpul pe job. Nu neapărat mai pe job, dar în cea mai familia, mare... tu te vezi cu familia? Ai timp? Familia ta stă în Galați? Nu. O parte din familie stă în Galați, o parte în altă parte. Alții sunt plecați în străinătate și tot așa. Dar eu nu am timp. Fiind singur, trebuie să mă gospodăresc. Tu locuiești singur? Singur, da. Mă gândeam că stai cu familia ta și ți era mult mai... Nu prea am timp, trebuie să spăl, să gătesc. Uitați un model de bărbat,
felicitări. Nu, dar felicitări, pentru că este foarte greu să faci lucrurile astea, sau nu e greu? Că, de fapt, bărbatul este... Da, dar nu este greu, pentru că un bărbat așa trebuie. În general, bărbații de succes fac toate lucrurile astea singuri. Asta am observat. Bărbații puturoși întotdeauna așteaptă să li se spele, să li se calce, să invite nevasta sau partenera în oraș, să plătească ea, dacă se poate, cât mai mult. E o problemă aici. Mulți bărbați fac greșeala asta. Draga mea, iubita mea, unde vrei să mergem la restaurant? Păi și? Spui, iubita mea, mergem la restaurant și alegi restaurantul tu. Da. Ai citit multe cărți de genul ăsta. Da. Ca să vezi pe lungul vieții, cred că tu ai făcut și tu... Am greșit, bineînțeles. Da. Dar sunt experiențe din care trebuie să învățăm. Ai suferit în iubire? Da. Da? Da. Ce a fost greu? A fost greu o perioadă, da. Da, uitați, un bărbat care recunoaște. Toate și noi am suferit, ne-a fost greu, dar după aia, de fapt, am constatat că a fost o fericire. Că, de fapt, eu nu așa, noi după ce am divorțat, gura! Bravo! Ce fain este viața, trai! Alte iubiri, da, ai grijă, alte iubiri. Și întotdeauna, dragi telespectatori, nu stați în relații disfuncționale, nu stați cu parteneri sau partenere care nu vă iubesc, pentru că sunt alte partenere sau alte iubite care vă vor iubi mult mai mult. Uite, cum m-ai găsit tu? Felicitări! Iubire. Nu stau într-o relație care nu merge, da? Da. Păi, și dacă... și pleacă. Exact! Pentru că da, tu în momentul în care ai simțit... Asta. Nu, rămân ancorați într-o relație disfuncțională și care ei trăiesc într-o energie foarte joasă. Da, uite și tu, iubita, și asta mă și te felicit, că ai, întotdeauna te-ai dat pe tine de exemplu și felicitări. Tu ai, ea a fost căsătorită cu un bărbat frumos, arab, căptean de vas, sirian, nu? Așa, în care are și copii, dar îl iubea atât de tare încât nu vrea să divorțeze de el. Pentru că ea îl iubea. El nu mai iubea, iubea pe altcineva, dar la un moment dat, dintr-o dată a renăscut ca pasăre Phoenix și a divorțat. Dar erai ancorată. De ce să dai așa? Erai atașată, nu puteai să te detașezi de el? Atașamentul era foarte puternic. Eu la vremea aia nu am studiat, n-am ajuns la nivelul în care sunt astăzi și chiar regret. Deci dacă tot ce regret în lumea asta este anii trecuți. Am fost foarte tânără, foarte frumoasă, am fost izolată. Dar ești frumoasă și acum. Am fost izolată și mi-am petrecut cei mai frumoși ani în singurătate. Asta mă arde, mă doare. Și... Încă te doare? M-am vindecat, dar au rămas cicatrici. Ai 3 copii frumoși, super, felicitări. Și problema este că am făcut toate sacrificiile pentru el. Majoritatea dintre cei apropiați mi-au transmis faptul că eu m-am căsătorit cu el fiind bogat din Siria, om, dar culmea este că chiar era cu buzunarul gol, să zic așa. A fost iubire. Am fost prieteni la distanță, de a înțelege pe Domnul. Ne apropia foarte tare distanța. Deci am simțit de la început că suntem suflete pereche. Ne-am atașat foarte tare, era foarte credincios. Eu la fel. Deci n-am simțit o clipă că nu vom fi până la capătul vieții. Dar cu toate astea, societatea este cea care ne zdruncină. Păi de ce societatea? Că nu te-a zdruncina. Dacă el a început să fie într-o altă relație... A fost implicat în societate, în cluburi, dus de patron, a cunoscut femei și a început o viață care... Nu, așa îți capitanii de vas, așa e când te căsătorești cu un bărbat marinal dus de acasă, se duce de tot de acasă. Da, el nu era așa. Deci el nu era așa. Era un om foarte drept, foarte corect, exact cum este Domnul. Da, anturajul poate schimba. Anturajul la stricat. Dacă nu ai un caracter puternic, depinde, că anturajul te poate schimba. Da, exact. Da, așa este, depinde ceea ce îți dorești. Pentru că și noi avem diverse anturaje. Noi fiind avocați, intrăm în diverse anturaje. Mai puțin frumoase, de la nivelul cel mai de jos, până la nivelul socioprofesional cel mai ridicat. Știm foarte multe ascunzișuri. Și a fost momentul în care a cunoscut dar femei înseamnă că... și s-a rupt totul. Mă suna... Dar tu de ce nu puteai să te rupi? Îmi spunea, o iubesc pe ea, te iubesc și pe tine în aceeași măsură. Plângea la telefon. Poate și acum. Ce zici tu, doamna avocat? Ce gen de nu, fiind vorba și de culturi diferite aici, să nu uităm, doamna a zis... Păi da, dar el era, nu era căsătorit. Nu, a spus sirian.
Și în cultura lor e permis mai multe femei, 4. Și e valabil pentru cei care de bogați. Dar funcție de statutul social al fiecăruia poate să aibă până la 4 soții. De aceea e altă cultură, vorbim despre altceva. E altă mentalitate. E, care eu cred când iubești, la noi e partea... Ei pot iubi cu aceeași patimă 3-4 femei. Eu nu pot decât iubi decât un singur bărbat. Că nu dar pot. Ce? Dar și la noi în România sunt bărbați, iar tu știi foarte bine, Costel, pentru că ești avocat și ești bărbat și te miști între foarte mulți bărbați, câți bărbați nu au amante. Foarte mulți. Da, și în general... Apropo, vreau să spun ceva, Beatrice. Bărbatul care înșeală este bărbatul care iubește cel mai tare și iubește nevasta. Pentru el, nevasta lui este icoană. Pentru că înșeală doar fizic. Sufletul, inima aparține femeii de lângă el. Am cunoscut personal cazuri și crede-mă că spun din... Nu te înșel. Gina, lasă-mă cu cazuri. Nu, eu îți vorbesc și că am studii și în psihologie la facultății de stat și vreau să spun în afară de asta, deci am și diplomă, dar nu asta contează. Eu consider o slăbiciune. Uite, îți spune un bărbat care este și avocat. În general, un om, nu contează că este femeie sau bărbat, sufletul este la fel. În univers, în fața lui Dumnezeu, suntem suflet. De asta nu putem să judecăm homosexualii, nu putem să judecăm lesbiencele, nu putem, pentru că ei sunt suflet. Exact. Da? Și sufletul nu cunoaște sexul, da? Sufletul înseamnă iubire, da? Sufletul iubire... se îngrănește exact. Doar iubire. Atât. În momentul în care înșeli cu trupul, pentru că în timpul actului se transmite o iubire, un atașament. Nu-ți mai iubești, că înseamnă trădare când tu ți înșeli soția sau partenera sau partenerul, înseamnă deci, trădare. Și din punct de vedere religios, și om intelectual. Asta e vrăjeală. Din punct de vedere religios, înseamnă ruperea legăturii cu soția care ai avut-o în taina cununii. Exact. Doi, plus că în spiritualitate, spun și șamani sau oamenii spirituali, în momentul în care sunți înșel partenera, soția, soțul sau relația ta sexual, energia ta sexuală și toată dragostea se duce în cealaltă parteneră cu care tu înșeli. Și nu mai este iubirea acolo. Echilibrul cuplului se rupe. Și atunci intervin răutăți, intervin... Ceea ce ți-a spus, ție ți-a spus. Dar cunosc cazuri, eu cunosc cazuri de 30 de ani. Dar ce iubire între ei, mergem în societate, ne întâlnim. Ei, mergem în societate fațadă. Deci el este genul de om care înșeală pe toate... Dragă, dar ei... Cu prima venită, nu contează. Dragă, nu contează așa. Sunt femei și care își înșeală partenerul sau sunt și bărbați, cunosc și eu. Dar asta nu înseamnă că își iubesc... Nu iubește nici pe amantă, nici pe partener. De ce faci asta? Nu se iubesc nici pe ei. Exact. Dar nu, înseamnă... S-ar putea să care... fie și asta, da. Astea sunt chestii de... Nici nu știu ce vor. Soția asta, că, mă rog, că așa vrea, bărbatul... Și am întrebat, de ce face asta? De ce ți înșel totuși? O iubești foarte tare? De ce o înșel? Nu pot rezista. Îmi place să fac sex cu diferite femei, pentru că captez experiențe noi și mă încarcă. Nu știu, cred că ar trebui eu cred că e bun la vlacan. Exact. Nu? Ar trebui să se trate. Eu cred că e patru cazuri. Deci de durată, ani grei. Nu, dar în general ne-au spus și psihologii, noi intrăm în contact, pentru că asta este jobul nostru, cu diverse teme și chestii. Eu știu că la tine vin numai personaje importante. Dar nu, eu mă refer ca avocat. Noi ca avocat suntem educați. Facem psihologie, facem logică juridică, facem medicină legală, facem multe chestii, plus stagiatura. N-ai cum, în momentul în care înșeli, n-ai cum să spui că iubești. Asta este o, nici măcar o minte bolnavă. Și atunci, ce ține lângă soție dacă înșeală? Știi ce-i ține? Comoditatea, un copil, faptul că este acasă, acolo, lui. Acolo, în societate, că poate de ce, și faptul că nu a găsit o femeie cu care el face sex divers să îl înțeleagă. Pentru că nu îl înțelege, știi că acolo are o parteneră care este și zi și noapte și îi suportă toate ofurile. Ai înțeles? Acum sunt și femei care acceptă situația asta. Multe nu știu,
Dar mă îndoiesc. Dar mă îndoiesc. Pentru că femeile au alt flair și îl simte de dacă a fost sau nu. Costel, eu am prietene de ale mele care mergem unele îmi sunt apropiate foarte tare, suntem și rubedenii. Știu că soțul lor au relații cu alte femei, deci știu, fa pe proastele, îmi spuneau și mie când eram căsătorită, fă pe proasta. Păi cum să fac, draga mea, pe proastă? Păi înseamnă că nu mai ești tu, nu mai ești. Așa, bia, fă pe proastă, fă că n-ai văzut, că n-ai auzit. Păi și viața mea, că eu am o singură viață, așa. Sigur, eu am venit în viața asta să mă distrez, să fiu fericită. Nu, nicio problemă, ei se înșeală unii pe alții, că și ea, la rândul ei, înșeală și uite așa. Da, și asta nu mai înseamnă relație. Și nu mai înseamnă relație. Și toată lumea stă pentru statutul socioprofesional sau pentru că un invitat a spus că s-a căsătorit de la 18 ani, că l-a îngrijit soția nu știu când. Ei, foarte frumos, știi? Și a adus aminte. Da, și mulți alții. Asta este. Dar au recunoscut diversi bărbați în emisiune că ei și-au înșelat nevestele. N-au recunoscut cei în emisiune care aveau frică de neveste. Da, este și asta. Da, uite, Elie Ghețu a recunoscut că a înșelat-o pe Carmela, că au avut un moment și Carmela a recunoscut că da, a fost înșelată, s-au despărțit, nu s-au mai despărțit, după aia au stat pentru copil. Deci s-au recunoscut lucrurile astea. Sunt emisiunile pe YouTube, nu se poate nega. Da, dar e vorba de iubire aici. Deci în momentul în care iubim cu adevărat cu patimă, nu mai cum să înșelbi, e clar, nu mai cum. Da, există. Sunt și cupluri care se iubesc, dar asta este, nu trebuie să stai într-o relație unde partenerul se duce în altă parte, că nu poate el. Nu mai poate, pleci și tu. Corect. Fiecare își face viața așa cum un bărbat care își iubește partenera. Nu așa, sub nicio formă. Și spune întotdeauna adevărul. Da. Așa este. Așa este. Ești bărbat. Da. Bărbații, în momentul în care înșeală, e clar că nu mai sunt în acea relație. Dar de ce ar înșela un bărbat? Aici nu pot să răspund. Chiar nu știu. Și de ce ar sta într-o căsătorie un bărbat în care are mai multe femei? Așa. Ca să se simtă el ce? Nu înțeleg, mă depășește. Și de ce se laudă bărbații că au relații cu o anumită femeie sexuală când nu o au? Când sunt? Sunt destui. Până am întâlnit bărbați pe cuvântul meu care sunt de bun plăcat. Nu știu. Probabil, de ce? Probabil se mint pe ei singuri. Îți duci cu capul. Da, se mint pe ei singuri. Am întâlnit bărbați care sunt doamne, am relație sexuală cu ei. Dar n-avea nicio treabă. Nu, dar ei probabil e duci cu capul omul ăla. Bata celorlalți. Să cred mai bărbați decât sunt. Înseamnă că e misogin, e bipolar. Probleme psihice garantat. Cu siguranță. Dar de ce se laudă un bărbat că întreține o relație sexuală? Doare de ce? Bărbat. Ia vină tu ăla care te laudă. Să-ți vine și nouă. De ce te laudă? Deci un bărbat care are relație cu altă femeie nu se laudă cu intimitatea dintre ei. Da. De fapt, da, și noi am întâlnit și noi la tribunal diverse chestii în care n-aveau nicio treabă, dar el se lăuda, de exemplu. Întotdeauna un bărbat care are o relație sexuală nu vorbește, tace, ține pentru el ca să nu o ia. Care ce se laudă de relația lui sexuală, impotent, probabil. Da, sau, da, bravo, așa, eu așa cred, uite, mi-ai dat o idee bună. Am să întreb de acum când mă întreabă, ai probleme cu sexul? Probleme erectile. Uitați, da, e foarte interesant. Uite, ne-ai dat și să știi, tu zici bine că un bărbat în momentul în care se laudă cu potența lui sexuală, de fapt, el are e un suflet trist, că de fapt el nu el mai... El nu-și găsește nu, și chiar e impotent, e posibil să fie impotent sexual și din cauza asta, spunându-și poate își capătă încrederea în el, în bărbăția sa. Se minte singur, nu? Se minte singur. Tu ai întâlnit prieteni în anturajul tău așa duși cu capul? Bine, ai să nu le spui! Aoleu, doamne, da! Da. Și nu numai în anturaj, și printre clienții noștri mulți sunt... Da, bine, da! Și nu le spui? Deja mai avem un pic și... Da, și nu le spui, hop, stop! Da, le spun, dar nu ne ascultă alții, nu! Dar nu le spui, când ai un prieten și vezi că se laudă așa de aiurea, să-i spui, dar tu ești potent, ai o problemă, de ce spui tu lucrurile astea?
Eu le vă mai dau ignor așa, îi las. Mai voi vorbiți că eu nu... Da, dar nu, pe mine mă amuză genul ăsta, le spun și cum faci și ce a fost. Să ai putere să afirmi unui om așa ceva, ceea ce nu-l văd pe domnul să spună lucrul no, care... Nu, sunt chestii de intimitate care nu se discută. N-ai cum, n-ai dar cum. Dar nu se discută, nu. Da, pe mine... Se discută doar între parteneri și atât. Da, bine, în general, când auzi chestii de genul ăsta, nu poți decât să te amuzi și să îi spui sărac cu duhul, îți dai seama... te amuzi, nu? Ți aduce aminte. De... Da, sunt mai multe situații și de asta zâmbesc. E greu așa și cu situațiile tale. Ce-ai fi dorit să ai copii? Da, îți dorești aici, să ai aici copii? E o mare neîmplinire a mea. De crezi că e o neîmplinire? Da. De ce? Ce vârstă ai? Că încă ești tânăr. Oricum. Mă apropie de 45. Ești tânăr! De acum e era ta, de acum sunt... Neavând frați surori, de singur... N-ai frați surori? Nici eu n-am frați surori, dar nu e nicio problemă. Așa? Nu e o problemă asta, dar de multe ori știi, ești singur și... Păi ce, te simți singur? Nu, dar uite, ai prietena ta care e psiholog, tu să ai seama, te-a înzestrat, gândesc cu un psiholog, te și ascultă ca un psiholog, te și vă și iubiți, e foarte probabil, frumos. Cu siguranță vor avea și un copil. Doamne ajută! Într-o zi, când vrea Domnul, să ai și la... Singurătatea asta, știi, de multe ori, zic, eu sunt singur, nu mai am copii, n-am frate. A, lăsă-l bine când... Trag linii într-o zi, știi, zic, după mine nimic. Ce lăsă-mă când ți-l trimit pe el, când dam eu treabă la tribunal, bine că acum știu. Și nu ești la iubita ta, ți-l trimit pe el, mergeți la basket, că tot ești singur. Nu? Că tu oricum nu ții și el partener, așa, ca să nu stai... Și adică s-a spus prietenii ai tăi care spun numai vorbe goale și de nespus și da, suflet de probabil triste. Probabil că de asta nici nu prea ies din... De asta te și tot timpul cu dosare, cu clienți, cu... și toate... și mordonat, bravo! Mulțumesc! Care e disciplina ta preferată în viață? Sunt mai multe. Deci... Să faci ordine îți place? O disciplină. Păi e disciplină, da. Îmi place să sunt ordonat, știi? Îmi place să fac. Că nu fac nimic așa în silă, știi? Dacă văd așa că sunt un pic puturos, pentru că în fiecare bărbat există o doză mare de puturoșenie. De asta să fie clar. Deci mamă de... Da, eu sunt mamă de băiat și de când și mamă... Și un bărbat dacă observă că cineva îi prea de sarcini, imediat profită. Da, tu ești mamă de băiat, dar copilul tău este foarte, a stat cu mine, Ernest, a stat o perioadă cu mine. Este când un copil, a plecat mama, da, așa. Da, este un copil foarte ordonat, disciplinat, cu foarte mult bun simț. Te iubește pe tine că e blondă. Și foarte, și foarte, foarte creativ. Ei, da. Deci mie îmi place enorm copilul tău. Ei, cu mamă și tată deștept, trebuie să fie da. Și copilul deștept, nu? Jos pălăria, educație. Dacă nu ne rău, dar noi, da. Păi, dar nu trebuie. Nu, dar nu, eu sunt foarte realistă, nu. Acum trebuie să... Da, și tu ești o femeie foarte curată. Deci eu curățenie ca la tine în casă, n-am văzut pe nicăieri. Obsedată. Obsedată. Păi da. Nu am ceva în comun cu... Da, și ea e blondă. Iar tu ești de să vă... Da, eu sunt obsedată la un moment dat și cu mâncarea. Zic, Gina, vin la Doamne, tine, Gina. Foarte curată. Eu fac mâncăm la tine ca să mai fac mizerii. Dar Gina e super lady. Eu întotdeauna și întreține singură copii, singură face tot mâncare. Cea mai bună mâncare o face Gina. Din toate prietenele mele, pentru că mi-e și cu mătră, Gina gătește cel mai bine. Fericită. Put suflet și multă iubire, dragoste, toate ingredientele le pun acolo în oală. Dacă este și o muzică bună. Da, ascult muzică, da. Deci da, la cine apă că intri într-un club așa, intim. Da. Știi, totul e foarte. Chiar trebuie să ne inviți la masă, Gina. E cu mare drag. Sigur că da. Ia spune, tu gătești? Da, ți-am zis cum gătesc. Ce gătești? Care, ce știi tu cel mai? Băi, gătesc mai multe. Acum, eu nu sunt cu ciorbele aici, nici nu mă pricep. Băi, îți spun eu, e cea mai simplu să gătești ciorbă. Deci tai toate legumele, le deci cumpăr. Deci eu mănânc ciorbă foarte rar. Și a, pentru chestia asta, bine, e mai... pentru mine dacă nu există, nu e nicio problemă. Foarte rar? Poftim? Rar?
Foarte lăzat. Bine, nu așa, dar știu să fac ceva cea mai bine, știu atât. Și ce mai știi să faci? Când cine știe de toate. Paste, hai, paste știi și nu, fripțul știi și nu. Zile fripte, faci. Ce zile fripte, urmă, normal. Da. Iubita ta ce gătește? Că ea nu prea e foarte suple, așa, gătește. Mănâncă ceva? Mănâncă și chiar bine. Mănâncă bine, nu. Are cu cărnița, nu nicio problemă. Da? Da, da. Da. Și chiar mănâncă destul de bine. Și dulce. Aici suntem amândoi cu dulcele. Dacă am avea ciocolată continuă, ar fi perfect. Asta înseamnă dulce la dulce, trage. Da, da, da. Eu sunt foarte atentă la cu mâncarea, face cu... Sport. Cu mâncarea, cu dulciurile, cu... numai gust atât. Și îmi plac. Și eu gust, dar un pic mai mult gust. Eu gust bine. Eu gust bine și trebuie să-mi revin. Iar fac sală, iar am început sala, fac aproape zilnic. Trebuie să ne revenim. Păi nu se poate. Da. Sala are un rol foarte important pentru organism, pentru psihic, deci ne ajută mult. Dar psihicul ne creează. Nu știu, eu nu merg la sală. Ai făcut vreun sport? Care a fost sportul care l-ai practicat tu? Din motive de sănătate, eu n-am practicat sport. Am mers la dansuri, mă not. Și să not, bravo! M-am jucat un pic tenis de câmp. Oh, ce frumos! Da, foarte puțin. Și în rest fac mișcarea mai acasă, 5 minute fiecare dimineață. Da, super. E suficient. Da, și după ora 6 nu trebuie să mâncați nimic. Absolut. Doar partenerele să vă le mâncați sau partenerii, nu? Da. Două mere și atât. După ora 6. Acum depinde, nu știu. Sunt și pro și contra. Că n-ar fi trebuit mâncate mere sau alte fructe seara. Da, după ora 15 se spune că fructele nu mai pot fi mâncate. Glucoză și glucoza nu e ok pentru corp. Da, după ora 15, că noi suntem buni la educație, că suntem educații în acest... După ora 15 legumele, după ora 18-19 nu mai păpăm nimic. Da, de atunci, ceea ce e interzis, de ce ne place? De ce întotdeauna ce este interzis place bărbatului sau femeii? De ce? Nu știu. Probabil că așa suntem... Ce ți-a fost interzis și tu ai vrut? Nu cred că am avut interdicții la ceva, nu. Ei, dacă n-ai fost în sora, nu era, n-avea interdicție? Nu. Chiar nu. Vreau să-l întreb ceva pe domnul. Da. Iubirea pentru prima soție și pentru doamna care este în prezent. Adică iubirea este aceeași... Deci total diferite. Nu, că întotdeauna, ci că prima iubire, dacă ar fi fost iubire, ai fi rămas. Întotdeauna cea mai intensă și cea mai tare iubire este ultima. Așa se spune. Ego-ul joacă are un rol foarte important în viața noastră și, de exemplu, dacă, să spunem, a greșit cineva în relație, orgoliul fiind foarte puternic, atunci deci merge direct la tribunal, a divorțat și a terminat. Ei, nu. De obicei, oamenii echilibrați știu că nu mai pot sta împreună și se destramă căsătoria, se desface căsătoria în fapt, în drept și nu are rost să stai cu cineva cu care nu mai ai nimic în comun, cu care te contrazi și chiar te scoate din sărite, inclusiv prezența lui sau a ei. Da. Și e clar că în momentul în care el te înșeală, eu nu înțeleg, dragele mele, de ce sunteți așa de disperate și bociți că v-a înșelat partenerul. Păi v-a înșelat înseamnă că nu vă mai iubea și gata. Și foarte bine, duceți-vă și voi cu altcineva. Există iertare, dar păi nu știu că iertând le dai ocazie să-ți greșească și a doua oară și a treia oară. Exact. Și așa la nesfârșit. Dar nu asta aici e ideea. Ideea este că în momentul în care unul sau altul pleacă și înșeală, e clar că nu mai există iubire. Există doar trădare. Și devin prieteni sau parteneri. Și atunci tu alegi să te desparți, că așa este frumos și elegant. Și elegant este să rămâi într-o relație frumoasă și armonioasă, chiar dacă v-ați despărțit. Pentru clipele frumoase, dar uneori nu se poate. Uneori nu se poate și mai bine să nu mai ai nicio legătură cu fostul partener. Da. Sunt situații în care nu mai cum. N-ai cum să mai... Nu. Nici ca prieten, nici ca nimic. Nu, îl ierți, mergi mai departe, dar nu mai ai nicio legătură cu persoana respectivă.
din... Sigur. Da, se spune, știi, uite, și poți să o întrebi pe prietena ta, pentru că e și psiholog, se spune că cel care nu vrea să mai aibă legătură cu tine într-un cuplu sau viceversa, e cel care te-a iubit cel mai mult sau a iubit cel mai mult în relație. Da, așa, chiar l-am întrebat și pe Sărian Ghivu și l-am întrebat, bine, eu ce mă fac cu clienții care nu mai vor să rămână măcar amici de dragul, chiar dacă n-au copii sau mai mult. De obicei, întreabă și vezi cine nu mai vrea să rămână măcar după ce s-a destrămat căsătoria. Noi, eu îi trimit la restaurant să servească o cină împreună sau un prânz împreună, așa, o noapte de ultimă noapte. Așa îi trimit. Și el mi-a spus... în calitate de psiholog mi-a spus, întreabă și vezi care și care este mai puțin reticient sau reticientă și vezi că de fapt ăla suferă cel mai mult pentru că n-a vrut în interiorul ei sau a lui acea relație să se destrame. Pentru că cel care urăște relația sau partenerul sau partenera, de fapt ăla a iubit cel mai mult și nu a conștientizat și aici se întâmplă lucrurile astea. Dar nu contează, viața este făcută pentru prezent. Și viitor. Prezentul contează și viitorul contează. Da, eu la mine prezentul contează, pentru că în fiecare zi e un prezent. Ești numai în prezent și asta este un lucru minunat. Da, și viitorul contează, da. Ne dorim? Păi nu, că dacă mă gândesc la viitor, mă văd bătrână și dacă mă văd prezentă, mă văd tânără, mișto! Și trebuie scurt, mă urmă, acum gândim peste 20-30 de ani, sigur. Vorbim de un viitor mai scurt, mai apropiat, mai palpabil. Care este culoarea ta preferată? Nu știu, albastru. Albastru. Atangile? Violet, albastru, roșu. Culoarea albastră reprezintă liniște psihică. Da, deci am spus bine. Albastru este o culoare care ne încarcă pozitiv, ne dă o stare de bine. De exemplu, dacă ai o culoare albastră în cameră, chiar este indicată să facem așa ceva. A, veniți la mine! Da, venim la tine și în post și mă simt foarte bine. Da, e sufragerie. Ai o casă foarte curată, cea mai curată din câte de unde am fost, în ce casă am intrat și cea mai frumoasă. Ai culorile care... Da, la mine totul e altfel. Doritorii albă cu auriu stilindromic, sufragerie da. E cu geniel pe albastru, tata și cu portocaliu. Nu, bucătăria este stilul ăla rustic. Asta contrastelor, nu? Da, este o contradicție, bine, și eu. Și eu, da. Bucătăria este rustică. Da, holul rustic. Am impresia că sunt undeva la într-o cabană, la munte. Da. Vin la tine. Da, 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 că toată lumea zice, băi, dar sufragerie da. E mai modernă, dormitorii alba și ai mai, și totul e, știi, și că parcă intru în altceva, știi, mai obscur. Băi, dar nu te plictisești, nu? Da. Spune, da, uite, aici, acolo sunt la cabană, da, acolo sunt. Da, după aia stau și analizez. Măi, e o contradicție pentru că șef stai zic, aoleu, am mai multe meniuri. Da. Păi când văd că cineva nu e liniștit, invită în sufragerie sau în living. Când vrea ceva mai așa, invităm în bucătărie. Da, culoarea noastră ne dă liniște. Da? Uite, n-am... Serios? Că dacă vrei să liniște, veniți la mine, vă reculegeți, face meditație. Da, e foarte frumos. Mie îmi place alb. Pe nu-i culoare, îmi place alb. Da, bine, aș prefera întotdeauna m-aș când în alb sau negru. Nu știu de ce. Bine, și roșu, știu, coaz, dar să nu am culori. Eu fi ceva, ia să mă analizați. Este și un trend acum cu alb și... Nu e un trend, eu dintotdeauna. Uite, să-ți arăt pozele mele de când eram studentă sau și chiar când eram stagiară sau după ce am născut, pentru că mi-am revenit și eram tot suflea, mă îmbrăcam numai în alb. Colegele chiar spunea, bă, dar tu de la jeans, toate în alb. Eram așa, parcă prea mult. Este o culoare care... Și unghiile, tot timpul, cu alb, de avea așa din ele. Da, nu e, poate nu e bine, că e genul ăla de spital, poate, nu? Nu, are o încărcătură pozitivă și albul. Că tu ai studiat mult. Știi, îmi place foarte mult psihologia, chestiile astea. Mi-am dat seama acum și... Ce?
Da, mai aveți câteva minuțele și nici nu știu când se termină emisiunea. Cum ți se pare emisiunea? Ți-a fost greu? Ți-a fost bine? Da, mă întreb, mă simt foarte bine. E greu să fii un bărbat cu stil și cu atitudine, că din cauza asta domnul avocat Costel Dragomir a fost invitat în această emisiune. A fost același tip de vibrație. Da. S-a creat o stare de, o conexiune, o stare de bine, deci mă simt foarte bine. Am fost invitată în foarte multe emisiuni. Dar Gina mereu râde în emisiuni, Gina e fericită. Și ea spune, tu uitați, stimați spectatori, Gina de fiecare dată, înainte să intre în emisiune, ca invitat, ce a spus? Domnul avocat a spus că are o stare de agitație, că nu are niște, că nu-i vin cuvintele. Păi ei acum îi vin cuvintele. Îi vin cuvintele, e pe vibrație înaltă. Exact. Gina, ți-ai greșit cariera, că e afaceristă. Da, dar să revenim totuși, dacă e greu sau nu, da, să fii bărbat cu stil. Exact. Acum depinde, fiecare își are propriul stil, că atât vestimentar și de comportament. Da, mulți copiază ceea ce nu e bine. Ceea ce nu e bine. Adică nu au ei, pentru ei, un stil aparte. Numai al lor. Au văzut ceva, e în tren, poartă tot la fel, mulți sunt stiluri informe. Cu cine semeni așa cochet? Mama sau tata? Repede, că e singurul la pământ. Tata, tata e cochet! A fost, Dumnezeu a plecat? A plecat, da. Lasă, este în lumină, Dumnezeu să-l țină în lumină, da, doar ai rămas cu mama. Numai cu mama, da. Să ai grijă de mama, să vorbești tot timpul cu ea, pentru că eu n-am decât, am rămas și eu singură, n-am frați, n-am surori, dar mama a plecat. Eu îi mulțumesc, Lucina, mi-a fost alături și tuturor prietenilor care, știți, în momentul în care îți moare persoana cea mai dragă ție și sufletului tău în viața asta, atunci îți dai seama cine ți este alături, măcar cu o floare, măcar cu un neapărat n-ai nevoie de coroană, măcar să stea lângă tine câteva minute, atunci îți dai seama, de fapt, cine ți este alături. Exact. Pentru că la mese... Sunt momentele, de fapt. La mese, la petreceri. Și atunci când ai o poziție socioprofesională, toată lumea vrea să stea cu tine, mai ales cum ai și eu unde totuși, de lume. Totuși, oamenii vând așa... la durere să adună. Exact. Și atunci mi-am dat seama. Eu îi mulțumesc, Lucina, mi-a fost alături, mai ales că el este, o și iubește și asta cu tine a vrut. Da, pentru că e greu. Mama cum a suportat? Greu. Și eu foarte greu. Adică, cel puțin, în anul ăla, după de ce... Ce-ai făcut? Cum te-ai refăcut? Pentru că este foarte greu. Nu știu, probabil te îngropi în muncă și o iei de la capăt. Cât timp a trecut? De atunci, 9 ani. Dar... Și încă este în mintea ta, așa? Și este, și va rămâne în sufletul meu. Da, și... Pentru că l-am iubit necondiționat și... Felicitări. Beatrice, să permitem să... Da, chiar te rog. Vreau să-i mulțumesc lui Florin și Monica, ei de la Șendreni, da, pentru faptul că au grijă de nepoțica mea. Ce frumos! Și sunt niște oameni minunați, au un suflet extraordinar, sunt genul de oameni care oferă, exact ca și mine, face bine, foarte mult bine face la cei din preajma lor și tătit, nepoțica mea este foarte mult în preajma lor și le mulțumesc din suflet această cale. Le doresc tot binele din lume la acești doi oameni minunați, Florin și Monica. Felicitări și tu trebuie să-i urezi la mulți ani, iubitei tale, de la Mangalia. La mulți ani tuturor doamnelor și mămicilor, pentru că mâine 8 martie specific mamelor, în primul rând, și tuturor femeilor din viața noastră. Iar pentru iubita mea, bineînțeles, la mulți ani și de abia aștept să te revăd. Ce frumos. Da, ce frumos. Și este mamei tale. Aici. Și mamei mele, bineînțeles. Pentru că este, tu ești parte deci, din molecula ei, mama ei ceva sfânt. E numai una, da. Eu urez, vă urez, dragile mele, că mai avem câteva minuțele, 3 minuțele, să fiți fericite, să fiți pline în iubire voi, să fiți luminoase și să aveți încredere în voi, iar, dragi bărbați, fiți așa frumoși și deștepți cum v-au crescut mamele voastre, fiți curajoși și, în primul rând, lăsați ego la o parte și nu uitați că dăruind iubire, veți primi iubire. Dacă nu primiți, măriți doza aia, dacă nu duceți doza aia de iubire în altă parte, la voi, pentru că atunci când te iubești pe tine, ideea este că toată lucrurile ți se par minunat, minunat sau minunate și totul este la locul lui așa în viața ta. Nu crezi? Atragem. 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 Da. Cum ți se pare
în general, ai fi vrut să pleci din cadrul județului Galați, să stai mai mult în București sau ai vrea să te muți la Mangalia? În câteva minute o să te se termine, dar mai avem 4 minute. Deci am făcut facultatea în București și... Tu știi București? Foarte bine! Da. Oh, eu mereu mă pierd în București. Noroc din ei, și GPS-ul acum ne ajută, da. Pentru că nu mai e ca atunci, mereu e în schimbare și... ce știam eu atunci nu mai există și tot așa, dar nu știu, în București e prea mult agitați, prea mult slobă. Dar ți-ar place să mergi în Constanța? Constanța e altceva. Este frumos, e, la mare, da, ești alături de ei. Și marea îți dă o energie pozitivă. Și este un oraș foarte puțin poluat. Da, de ce ia, gândiți voi pozitiv, Galațiu este cel mai frumos oraș din zona noastră. Da, din zona noastră. Și recunoaște tu că în cadrul baroului Galați, chiar dacă ești din baroul București, nu avem cele mai frumoase femei din România sunt la Galați, în cadrul baroului Galați și chiar și cele mai frumoase arhivare, grefiere și judecătoare. Da. Iar procurarele sunt și mai mișto. Duceți-vă la parchet, acolo să vedeți femei frumoase, sau mai bine nu. Iar în general, da, se spune că Galați este unul dintre orașele cu cele mai frumoase femei și fete după București. Oare de ce? Faptul că suntem la Dunăre, faptul că au fost foarte multe comunități greci, turci, spătari sau... Și așa, alături de Republica Moldova, de Muntenia, de Dobrogea și... Și faptul că suntem noi drăgăstoase, așa, când noi când vedem un bărbat, repede să-l îmbrățișăm. Și construcția combinatului, la cartierului naval, a atras din toată țara mai multe... Așa... mai multe genuri de oameni, sau crucișa, și ceva magnetic. S-a creat o plămădeală și... Dar ți se pare că nu ai observat, pentru că și eu am fost zilele trecute la, că am avut treabă la Tribunalul București și mă uitam, în general, noi femeile avocat, noi când ne întâlnim și cu colegii, ne pupăm, ne îmbrățișăm, la București parcă să așa, sau chiar și în Brașov, că am avut treabă, prea... Deci, și la Cluj, da, așa, în afară, greșesc eu? Nu. Bine, nu putem compara Galațiu și cu București. În Galați suntem mai puțini, adică ne știm între noi. Acolo sunt și instanțele separate, sunt mulți avocați, nu mai... Dar și cu avocați care mă cunosc, nu? Hai să te pup, ar nu mai... La peste 10.000 de avocați activi în București. Sunt activi? Da, peste 10.000. Eu îți dai seama că e greu. Și... Da? Foarte mulți. Mulți sunt activi, dar de fapt nu sunt activi. Că și noi avem mulți, dar nu sunt activi. Activ mă refer măcar scriptic, știi? Dar, mulți sunt în multinaționale sau în case mari de avocatură și... E greu să îi iubești ziua de astăzi? Două minuțele să ne spui. Nu. Este lucrul cel mai frumos care ți se poate întâmpla în lumea asta. Ți-ai găsit iubirea, Gina? Sau... Eu mă iubesc pe mine. Ah, bravo! Deci în căutare, vedeți o femeie frumoasă. Mă iubesc pe mine și când o fi să vină... Deci eu l-aștept. Da, l-aștept. Da, e greu. Tu deja... Eu zic că am găsit, da? Ai găsit iubirea. Felicitări. Să rămână. Așa. Și nici nu știm, da? Când s-a terminat emisiunea, la revedere, o emisiune frumoasă, cu oameni frumoși. L-ați avut alături de mine, stimați telespectatori, pe avocatul Costel Dragomir și, bineînțeles, pe Gina Iazbek-Silvan. La mulți ani pentru toate femeile din lumea asta, multă dragoste și iubire. Și mulțumim frumos pentru invitație. Și la mulți ani tuturor femeilor și la mulți ani, Beatriz. Da, dar la mulți ani tuturor și nouă și vouă, bărbați, femei, copii, pentru că în fiecare zi este ziua. La mulți ani Roxana, la mulți ani Oana, Monica și de ce nu Lili Mocanu, la mulți ani, pentru 8 martie. Ia, zi și tu, ai ceva? Ai ceva? Da, a avut o listă impresionată. La mulți ani, să fiți iubiți. La mulți ani. La revedere. Se ia o blondă. Se ia o brunetă. Se pune un bărbat la mijloc. Ce iese?
Sandwich, o emisiune de devorat bărbații.